Povestea mea este despre poveste. Despre poveste la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu Hardeu. Totul a început în toamna anului 2014, când Margareta Tătăruș a fost invitată de Mariana Hajevski să țină un curs de povești digitale, proiect susținut din Novateca. Violeta Bunescu a intuit importanța poveștii ca cea mai tare formă de persoasiune, dorind să o implementeze și bibliotecile. A învățat și experimentat procesul alături de noi. Ne-am convins că oricine poate face o poveste, oricine are o idee, un serviciu, un produs, va reuși mai multe dacă spune o poveste decât ar face-o cu oricare expuneri raționale. Din cei instruiți, doar două persoane, Liliana Juc și Angela Boș, au făcut din această experiență pasiune. Au împărtășit cunoștințele, au format alți povestași. Procesul lua astfel la amploare și atunci Angela Boș a construit grupul Povești Digitale. Pentru a monitoriza activitatea povestașilor proactiv, dar și pentru a încuraja, inspira bibliotecarii care ezitau să se alăture comunității de povestași ai bibliotecii. Ațintind bine, intuind că povestea joacă deja un rol mare în lumea afacerilor și a instituțiilor. Cea mai bună cale de a-i convinge pe oameni să se aventureze pe un teren necunoscut este să faci acel teren să fie familiar și dezirabil, conducându-i acolo prin intermediul imaginației. Acel teren necunoscut era grup Povești Digitale, iar Angela l-a făcut familiar și dezirabil. Nu a fost gândit pentru schimbare organizațională, însă produsele acestui grup propulsează schimbarea și inovația. Anul 2018 a înregistrat peste 60 de povești digitale, 60 de capsule ale timpului prin care creatorii de povești au prezervat și totodată au împărtășit momente, idei, servicii, produse și experiențe trăite în bibliotecă. Oamenii de știință s-au preocupat și de efectul povestirii asupra performanței. Printre factorii de gestionare a schimbării se regăsește și abilitatea de a spune o poveste simplă, limpede și captivantă. Factorul de succes al grupului Povești Digitale este consolidarea unei comunități de povestași activi, inspiratori, promotori ai activității, iar rezultatul este peste așteptări. Mai mult decât săptămânal la bibliotecă se creează o poveste care promovează, face imagine și viitor. Biblioteca Municipală a conștientizat rolul poveștii digitale, punând povestea ca subiect al Maratonului Utilizatorilor 2018. Produsele au fost valoroase și se înscriu în categoria poveștilor despre bibliotecă, iar acestea sunt cărămizi care dăinuie. În acest an, grupul Povești Digitale evidențiază o tendință pozitivă. Tot mai multe povești sunt despre servicii. Formatorii Liliana Juc și Angela Boș au impulsionat și inspirat orientarea spre servicii, inspirând prin exemplu propriu. Iar cei formați urmează modelul și produc. Cei mai prolifici sunt Biblioteca Târgoviște, Itzhak Manger, Transilvania, Ceachir, Ștefan cel Mare, Liviu Rebreanu, Târgu Mureș și Maramureș. E dificil să creezi o poveste? Foarte simplu, dacă ai dibăcie, răspund formatorii. Dar nu numai de dibăcie, în sens de competențe, depinde. A crea o poveste este doar jumătate de bătălie. Cea de-a doua jumătate este să o spui bine. E o întreagă știință, aș adăuga. A spune o poveste bine înseamnă să îmbini diversele elemente ale povestirii pentru a forma actul social cunoscut drept arta povestirii. Unii povestași au atins această performanță, alții sunt aproape de acest nivel. Au contribuit enorm la această formatorie și acest teren familiar și dezirabil, numit simplu povești digitale, care operează ca un amplificator. Orice trece prin dispozitiv iese mai răsunător, mai calitativ, iar uneori chiar extraordinar. Convinsă, afirm, povestea este o disciplină, o materie obligatorie pentru bibliotecari.